Bună seara tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire care să dezvăluie ce va fi miercuri, cum va fi ziua de miercuri, 17 mai. Pentru fiecare zodie, o citire intuitivă, așadar, pe zodie, un tarot horoscop. Vedem horoscopul zilnic cu tarotul, cum o să spune, dacă va fi o zi reușită pentru fiecare zodie în parte, ce dezvăluie tarotul. Știți că este o zi în care veți jongla cu situațiile, în care vă veți descurca, veți depăși niște obstacole, poate chiar învățați, cum se spune, să mergeți deasupra valurilor, cumva aveți idei strălucite care vă ridică din nou deasupra valurilor. Puteți cu siguranță să vă descurcați în orice situație. Găsiți un perfect echilibru, chiar dacă aveți momente în care vă veți simți că vă mai scapă de sub control ceva, în realitate vă veți descurca foarte, foarte bine. Veți găsi, să zic așa, ajutor, sprijin, vă veți risipi niște îndoieli sau veți risipi voi îndoielile care le avea cineva asupra voastră, pentru că veți ști să vă descurcați, veți ști să faceți cunoscute opiniile într-un mod care să convingă. Chiar dacă nu aveți voi prea multă încredere în voi, până la urmă veți descoperi că totul este foarte bine. Puteți avea niște câștiguri materiale, spirituale, relaționale. Așadar, poate fi o zi în care cumva veți găsi poate o strategie să depășiți niște dificultăți. Haideți să vedem cum va fi. Da, veți găsi o strategie, chiar așa veți face. Veți găsi o strategie, o idee genială. Poate și cu ajutorul unei doamne, sau poate că voi sunteți această persoană care aveți niște dubii în legătură cu o idee, cu un eveniment, cu o întâlnire, cu un contract, cu un act, dar veți găsi soluții, veți avea succes, veți clarifica ceva. Se poate produce un miracol, veți străluci, să zic așa, văd aici că găsiți o cale de mijloc, poate, sau cea mai bună soluție pentru ceea ce vă este necesar. Puteți avea niște câștiguri, puteți avea un spirit artistic, să zic așa, o estetic mai frumos, mai bun, sau vă ocupați de sănătate, de frumusețe, de vă îmbunătățiți, să zic așa, starea de spirit, vă vindecați, vă întâlniți cu vreo prietenă sau cu cineva care poate fi și un terapeut, da, cumva aceste situații care le aveați voi, dubii, conflicte, neliniști, se risipesc. Zodia Berbec, o zi fantastică, cu drumuri de succes, cu un eveniment, cu niște clarificări, cu niște întâlniri importante, cu niște câștiguri, aș putea să spun. Conduceți o situație, poate într-un grup de prieteni, foarte bine și aveți și niște câștiguri, chiar dacă poate există și o oarecare rivalitate, vă veți descurca. Da? Mai înnoiți ceva, mai clarificați ceva, aici poate și legat de un mijloc de transport. Posibil să fie puțin și mai aglomerat pe unde vă duceți voi, dar veți avea succes, veți participa poate la vreun eveniment, la vreo competiție, are legătură poate și cu persoane din străinătate sau chiar cu străinătatea, cu niște competiții, dar în orice caz văd într-un succes, într-o reușită. Aveți mai multă inițiativă, poate veți conduce, orică dați un examen, orică plecați cu mașina pe undeva, orică afacerea voastră, aveți întâlniri importante pentru afacerea voastră și acolo găsi soluții împreună și cu cei cu care colaborați sau pentru ei. În orice caz, văd că socializați, aveți evenimente reușite și realizare. Pentru zodia Taur,
Wow, o zi foarte interesantă la voi, în care poate vi se pune puțin răbdare la încercare. E o zi în care poate aveți nevoie de a vă manifesta ca un adevărat profesionist sau a consulta un profesionist pentru a avea niște clarificări, niște lămuriri. Puteți avea succes, puteți avea o revelație. Familia, văd că poate juca un rol foarte important și vremea poate, depinde acum pe unde sunt, poate frustrarea voastră, așteptările voastre țin și de vreme, pentru că poate aveți și niște evenimente, dar aveți poate și dorința să vă duceți undeva unde într-un loc însorit, să zic așa, sunteți nerăbdători să vă duceți la vreun eveniment sau la vreo undeva unde e multă veselie, bucurie, unde copiii aici, poate și tinerii copii joacă un rol important pentru voi, chiar puteți avea o foarte mare atracție, poate față de cineva, încercați să construiți o relație cu cineva aici, s-ar putea să aveți, vă veți curăța și energiile care țin poate și de credință. Deci cumva vă curățați energia, fie atât printr-un terapeut, poate profesionist, să zic așa, cât și poate printr-un puterea rugăciunii, sau spor mișcare ce faceți voi, vreo vacanță, chiar vă gândiți poate să vă duceți în vreo vacanță. Pentru zodia Gemeni, în schimb, sunt lucruri neașteptate aici, cumva voi căutați și voi să vă vindecați sau să consolați, să vindecați pe cineva. Aici pot fi și niște situații puțin conflictuale, care, ori pe sănătate aveți voi o problemă pe care chiar trebuie să o tratați cu seriozitate, că poate fi o situație puțin dificilă, să zic așa, și aveți nevoie să o clarificați, ori apare ceva care vă pune puțin pe gânduri, legat poate și de societate. Aici poate fi și legat de un dezastru, sper să nu se întâmple, ori că vremea, ori că și e nevoie să-ți păstrezi calmul, liniștea, cumpătul, să tratezi totul cu, să decantezi, cum se spune. Aici văd că căutați soluții și le puteți găsi. Pot veni vești neașteptate, pentru unii poate veni și legat de sănătatea cuiva. Sau poate fi legat de o întârziere, de un blocaj aici pe care voi trebuie să-l deblocați cu înțelepciune, pentru că există totuși un pericol și trebuie să nu tratați lucrurile poate cu superficialitate, poate de aceea această nevoie de decantare sau poate că e nevoie să te gândești la a sta la aer curat aici, poate ține și de un nu poți să respiri bine, spre exemplu, ai probleme de respirație, aici ține poate de sănătate sau, Doamne ferește, ce vreun incident, ceva care să are legătură cu focul sau mișcările pământului sau, nu știu, vremea mai, așa, mai puternică, care cumva frig, prea cald, prea frig sau prea ceva. Pentru zodia Rac, voi aveți multe daruri, multe întâlniri, poate văd aici dragoste, prietenie, dar și o situație puțin înșelătoare sau o gelozie. Aici poate fi puțină gelozie, aici cumva la voi aveți așa de multe lucruri și sunt cât puteți fi chiar stârni o invidie, o gelozie, să zic așa, o răutate din partea cuiva sau cineva are așa, e puțin, are o doză de aici zice că e un drăgușor care își bagă el puțin, încearcă el cumva să bage zâzanie în atâta bucurie și fericire care e în viața voastră sau poate fi vorba și de o doză de egoism aici, de luptă de putere, să zic așa, de dominarea cuiva. Cineva se gândește la voi, vă iubește sau voi trebuie să fiți poate mai blânzi. Vă vine vreo idee, văd că sunteți foarte creativi. Este o zi în care văd că joacă un rol important și copiii, creativitatea, dar și ceva temeri, frici. Cineva cumva se manifestă într-un mod așa poate mai puțin corect și asta vă cam enervează poate la un moment dat. Pentru zodia Leu, o zi fantastică, cu lucruri neașteptate, cu vești, cu veselie, cu bucurie, cu o doză de nebunie, cu tineri, că aici văd copiii pot juca un rol important, poate legat și de școală, de studii. Pot fi puțin situații care se cere puțină dreptate, justiție, văd că se caută soluții, vin idei, multă creativitate, sensibilitate, dar și o doză de aventură, de risc aici, dar și
un echilibru. Văd că vin idei, vin soluții, faceți drumuri, poate plecați pe undeva pentru a vă face puțină dreptate, justiție, sau poate chiar aveți un eveniment, vreo încheiere de căsătorie, vreun contract, ceva, vreo veste care vine și pe neașteptate pentru voi. Zodia Fecioară, fantastică zi, cu daruri, cu cadouri, cu dragoste, cu întâlniri, poate legate și de haină de stadiu, doamnă, de sănătate, poate, sau poate fi legat și de o persoană care, cu care voi clarificați ceva. Văd aici că aveți o popularitate, o prietenie, o decizie care trebuie să o luați, poate, care ține și de studii, de sănătate, de noi prieteni, chiar de shopping chiar, da? Văd aici că e o zi în care poate chiar faceți niște cumpărături sau vă vin niște daruri care, de la cineva care vă iubește. E o zi foarte bună, cu multă popularitate, cu veselie, cu bucurie, cu o prietenie sinceră. Văd aici că sunteți într-o, poate și cu o persoană care e singură, cu care voi vă înțelegeți bine. Pentru zodia Balanță e o zi în care aveți întâlniri importante de succes, aș putea să spun aici. Văd că aveți niște reușite, niște discuții între niște prieteni cu niște bărbați, sau aveți de luat niște hotărâri pentru niște reușite și le aveți, aveți o zi cu reușite, aș putea să spun. Pentru zodia Scorpion, ceva sucit, de voi depinde, să știți că vă puteți cam da cu stângul în dreptul aici cumva. Văd că puteți avea o zi reușită, dar și o dezamăgire. Ceva legat de o siguranță, de o stabilitate. Aveți ce vă trebuie, dar ceva vă și supără, vă și dezamăgește, aveți o frustrare sau aflați de cineva care poate are nevoie de o prietenie. Aici cumva vă sperați poate la vreo întâlnire, ea poate fi, dar și cu ceva care să vă dezamăgească sau poate fi așa o stare de nemulțumire care o aveți voi legat poate de sănătate sau poate legat de o prietenie cu cineva. Pentru zodia Săgetător și la voi sunt niște lucruri puțin sucite legate poate de familie, vin vești, noutăți, dar văd că aveți și reușite. Vă vindecați, văd că căutați soluții și puteți găsi legat de a vă face, poate, a uita, a lua o decizie, să lăsați în urmă, poate, trecutul, să lăsați în urmă ce n-a mers, ce n-a funcționat. Vin vești, foarte multe vești, invitații, poate drumuri care le faceți, întâlniri cu prieteni, cu familie, chiar cunoașteți persoane sau vă duceți la niște evenimente, vă ocupați de sănătate, ajutați persoane care au nevoie poate de înțelegere, de prietenie. Zodia Capricorn. Zodia Capricorn are o zi plină, stresantă. Poate și cu niște întâlniri importante, cu discuții puțin, cumva aici poate că ai nevoie de mai multă ambiție, voință, ca să învingi poate o rivalitate, ca să depășești o dificultate. Poate ținești de societate, văd aici o haină de stat sau nu neapărat, poate fi legat și de un bărbat care are, face afaceri. Aici puteți intra într-un conflict de interese, să zic așa, într-o rivalitate, sau sunteți undeva într-un loc aglomerat unde e necesar să aveți un spirit de inițiativă, dar și cu responsabilitate, pentru că vă trebuie și voință, vă trebuie și oarecare ambiție, dar vă trebuie și cumva să știți să și aplanați o situație, pentru că poate fi conflictuală la un moment dat. Pentru zodia Vărsător, în schimb, poate fi o zi magică, fantastică, în care să vă împliniți dorințele, să știți. Aveți niște clarități, niște revelații, niște acte, niște miracole, dorințe care se împlinesc, cerurile sunt deschise să vă împlinească dorințele instant, vă vin idei geniale. Deci este o zi cu adevărat magică, magică pentru zodia Vărsător, cu noutăți, cu vești, cu o popularitate, cu un succes, cu o vindecare, cu bani, cu câștiguri. Poate sunteți într-o, nu știu, luați un premiu, obțineți o popularitate. Ce să zic, e o zi foarte, foarte bună pentru zodia Vărsător, stelele, universul, divinitatea, să zic așa, chiar și legea, instituțiile, prietenii, familia, voi, totul e aliniat. Ce să zic, pentru vărsător s-au aliniat niște, tot universul e cumva aliniat să-i ajute să-și împlinească niște dorințe. Și pentru zodia Pești, ascendent Pești, poate fi o zi bună în care vă căutați un echilibru, sperați poate la o întâlnire, la o
clarificare la un succes și îl puteți avea printr-o persoană, cu o persoană poate din semn de foc sau e vorba despre voi care aveți un spirit așa antreprenorial în care încercați să jonglați cu niște situații, să vă mențineți într-un echilibru și să vă împliniți niște vise. Așadar, poate fi o zi de succes în care puteți să vă, în ciuda poate unei îndoieli, unor mici dezamăgiri, discuții, poate în contradictoriu, până la urmă vă văd că sunteți într-un succes, într-o reușită, într-o realizare, într-un echilibru. Cam asta e din ce pot să spun, dragile mele, dragii mei, eu sper să fie bine pentru toată lumea acolo unde sunteți, să fiți în siguranță, să aveți parte de o zi armonioasă. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!